Știm cât de important e proiectul tău verde. Pentru producătorii fericiți există hectarul.ro, unde găsești mii de soluții pentru proiectele tale și multe oferte. Un hectar de soluții pentru casa, grădina și ferma ta. Colegii mei spun, merge banda, da, merge banda. Înainte era pe benz, dar acum se înregistrează totul într-un computer, în altfel. Pe vremuri, în schimb, într-adevăr, Arec aveai o casetă în care înregistrai de diferite feluri și mărimi. Mai ții minte, Mihai, cum era cu casete, cu benz, cu altele Arec? Am prins și floppy disk-ul, da. Instalam Windows de pe... Asta ca să vedem cât de repede se mișcă lucrurile. Ce automatizare avea să faci acum cu AI-ul? Vezi că automatizezi pe agricultură cu AI-ul? Ai luat direct. Păi nu, că intrăm în forță. Da, intrăm în forță. Sunt multe. E foarte multe lucruri. Sunt foarte multe. Cel mai important este să-ți delimitezi foarte bine ferma și să nu intri foarte... Eu astfel văd. AI-ul este un lucru foarte interesant, foarte benefic, dar este și o capcană pentru noi, clar. Pentru că au început să vină din ce în ce mai mulți furnizori de soluții. Da, de soluții din astea, din tecate. Ia uite, și... al meu e cel mai bun, îți face aia, îți face aia, îți face aia, îți are sens. Toate sunt bune, gândește. Important e cum îl integrezi și cum îl folosești. Dacă ai nevoie. Și dacă ai nevoie, da. Și dacă ai suficiente informații, atunci clar vei alege soluția cea mai bună. Adică tu ești într-o poziție aici fericită, vrei să spui? Pentru că știi de fapt ce e în spatele... Pot să zic că da, eu am început din 2013, de exemplu, 2012-2013, să folosesc imaginile din satelit, care acum mi se par așa... Banale, adică da. Nu mai... Toată lumea vorbește, ca de un lucru normal. Acum 10 ani, 11 ani, nu erau chiar așa normale lucrurile și când discutam cu diversi fermieri, îmi spuneam că n-ai ce face... Dar acum folosesc și pe sus. Da, acum folosesc și... În 2014 am început să colectez date legate de hărțile de producție, elevații, fel și fel de date legate de câmp. Da. Și a venit 2018, un an, să zic, foarte bun agricol, dar cu precipitații abundente, care ne-a impactat 32% din suprafața fermei, nu am putut recolta din cauza băltirilor. Am avut o gaură. Și în 2019 am început să implementez sistemul de drenaj. Și n-am toate datele recoltate, imagini în satelit, cu hărți de producție, cu elevații și cu toate chestiile astea, le-am pus la cap la cap în toamna al 2018, după anul cu pricina. Da. Și am reușit să iau hotărâri corecte legat de partea asta de drenaj, legat de impactul pe care îl are greutatea utilajelor, compactarea solului, tipul de sol și toate chestiile astea. Dar după minim 4-5 ani de colectat de dată. Uite, la tine cine e inginerul în fermă? Eu. Mă jucam cu CGPT-ul, varianta 4, seriile astea, așa ca hobby, și am vrut să-l testez să văd partea tehnologie ce poate să scoată. Și surprinzător, total surprinzător, la cultura de rapid. E bun. Contează să știi. Adică are surse de informare bune. Da, foarte bune. Eu cred că dacă vorbim de tehnica agricolă și inginerie agricolă, tot ceea ce va stoca e la început de drum, cred că pentru fermier va deveni un mijloc foarte bun de a lua decizii acolo unde nu are informația, nu stăpânește. Totul se va dezvolta frumos și în avantajul nostru al fermierilor și a tuturor utilizatorilor, când noi vom stoca date. Corect. Cu cât avem date stocate, corecte și multe din toate zonele, atunci se va dezvolta... Dacă îți faci propriile modele. Exact. Da, foarte interesant. Apropo de lucrurile astea, de exemplu, voi aveți un portofoliu de produse destul de mare, după câte știu eu, Mincea, nu? Aș spune complex. Complex, adică toată zona asta. Aproape. Mergeți cu produsele astea către fermierii din România. Către fermierii din întreaga lume. Din întreaga lume. Trebuie să ne amintim că sunteți o companie
uriașă. Companie globală, numărul 5 global ca furnizor de produse de protecție a plantelor și numărul 1 ca furnizor de biosoluții. E foarte interesant aici, pentru că trecerea asta pe care o discutam cu Mihai în diferite emisiuni, între convențional și bio, trebuie să vedem la fiecare companie cum o face și ce face. Cum o simțiți voi acolo? Pentru că portofoliul vostru, spuneai încă o dată că este extins, probabil că aveți portofoliu de produse specifice pentru diferite țări. Bineînțeles. Și cum vedeți voi balansul ăsta? Sau, mai așa, mai prescut, credeți în viitorul bio? Credem în viitorul bio, dar nu făcut în modul acesta deșanțat în care se încearcă și în modul acesta ireal, pentru că se vorbește mai mult, se vorbește foarte mult și se întâmplă foarte puțin, cel puțin la nivel de România. Suntem undeva în urmă, rău. Suntem nici măcar la început, după părerea mea, în România, din punct de vedere bio. Nici măcar la început, nici din punct de vedere producție, nici din punct de vedere consum. Dacă vă veți uita în supermarketuri, rafturile mai găsești câte un raft undeva ascuns acolo. Rafturile de bio sunt vizibile, dar nu vezi pe nimeni fața raftului. Și e cumva normal, pentru că diferența dintre un produs bio la momentul ăsta, din punct de vedere costuri, versus un produs clasic, cu tehnologie clasică, este... E diferență serioasă. E substanțială și din punct de vedere costuri și din punct de vedere calitativ. Pentru că am văzut în ultima săptămână sau în ultima lună o campanie extrem de agresivă la adresa pesticidelor în media. O campanie la toate posturile ce generaliste. Media? Pe asta spun. La toate scandalul cu legume. Posturile generaliste, începând cu scandalul închipuit, după părerea mea, de la Buzău. De la Glodeanu Săra, da. Da, de la Buzău. Și preluat pe toate posturile generaliste, discutat de tot felul de domni și doamne care nu înțeleg nimic din acest domeniu. Și de la otrava din farfurie până la, nu știu, nu mai folosiți pesticide sau... Am văzut o știre și mai interesantă cu o doamnă, domnișoară, care nu mai găsea maci pe câmp să-și facă fotografii de nuntă. De ce au dispărut maci? Și au zis că au venit nu știu ce companie cu nu știu ce substanțe active de ultimă generație care au distrus toți macii din România. Și este ceva ce pentru noi ca jucători în această piață greu de digerat. Da, vezi că aici sunt două părți. Că noi putem acuza pe ei, sunt consumatorii, practic. Ei nu lucrează în domeniu, ei sunt consumatori. Și doamna de la Postul TV și doamna care face poze la ei sunt consumatori. De acord. Pe cealaltă parte este industria, care cuprinde producători, fermieri, distribuitori și mai departe. Corect. Marea problemă care o văd eu, cel puțin în România, nu doar, este că nu există o comunicare de aici dinspre industria adecvată către consumator, care să înțeleagă că nu deschizi frigiderul, adică e la casă, deschide frigiderul și găsește roșii, castraveți, carne brânză. Dar cineva le produce pe alea. Corect. Dar el nu știe cum se produc toate alimentele pe care le are în frigider. Pe asta se și bazează aceste știri, pentru că 99% din populație nu înțelege cum se produce. Adică industria ar trebui să comunice către consumator. Păi industria ar trebui să comunice, dar industria din păcate nu comunică. Deci nu reacționează la acest atac frontal din punctul meu de vedere. Este un atac frontal, pentru că pesticidele în esență sunt medicamente pentru plante, nu sunt nimic altceva. Așa cum orice român merge la farmacie și cumpără de la acetil salicilic până la aspirina, antibiotic și îl ia fără nicio rețetă, fără nicio prescripție și nu are nicio problemă de a-și asuma un risc, eu cred că rezidurile din fructe și legume în România sunt insignifiante. Exemplu, voi ați nu spun că nu se fac, eu știu, aplicări greșite sau supradozate sau neconforme cu eticheta. Da. Dar de la asta până la generaliza la otrava din farfurie și la merge că, nu știu, să ne gândim că vom putea planta tomate pe acoperișul blocului și vor fi bio... Și în balcon. Toate produsele pe care le aveți ajung în fermele voastre și tu le comercializezi și așa mai departe. Ele sunt acreditate, nu? Ce înseamnă asta? Autorizate. Asta înseamnă că dacă tu îl acreditezi și sunt așa, sunt testate. Testate, etichetate, cu recomandare. Câți ani trece un produs de autorizare? Asta e o discuție un pic mai largă și dacă îmi permiți pe scurt, aș atrage atenția acestui acest subiect. Pentru că discutăm de amprenta de carbon, de poluare și de toate cele. Știi că produsele de protecție a plantelor au o perioadă de valabilitate mai scurtă decât ciorba de burtă de la cutie?
De noi exemplu, știm, dar trebuie să aveți și alții. Tu știi, dar uite, autoritățile din România nu știu. Sau se fac că nu știu. Și dacă dau amenzi, există, se face dosar penal dacă găsește cineva. Da, legea spune că exact. Este un mare abuz, după părerea mea, pentru că în orice țară europeană se face reanaliză produsului și se prelungește cu 6 luni până la un an. Numai în România nu se poate. Da. Și este aberant. Tocmai a fost o temă în primăvară, nu? Cum a fost căzut, pentru că și asta e interesant, n-a făcut nimeni niciun studiu prin care să zică, domnule, nu mai are 3 ani, 4 ani, are 2 ani. Ce au pus-o în lege, toate produsele au 2 ani. În lege și cu peste control noapte. De la arme și muniții și cu dosare penale pentru administratorii companiilor. Și din punctul meu de vedere, asta este o temă cu adevărat pentru asociații, pentru APPR și pentru LAPAR și pentru cei din industrie, pentru că aici este foarte interesant cum fermierii rămân cu stocuri. Pentru că nu, da, se poate, pierderi până la că urmă. Nu se poate aplica produsul, e secetă, nu mai are rost să mai aplici un fungicid sau un insecticid într-o cultură moartă. Și atunci acel produs până anul viitor, când aș avea nevoie de el, a expirat și ar trebui în mod normal să-l distrug. Odată că e o pierdere de bani substanțială și doi că este poluare. Aici nu se aplică norma asta de... Păi, adică odată, da, odată poluiesc, lui al distrug poluare, da. Și încă o dată să-l produc ca să completez stocul. Deci este ceva ce nu e în regulă. Toată lumea vorbește de încălzirea globală cu 1,5 grade peste ce e suportabil, dar nimeni nu plantează un arbore. Corect. La nivel de Uniune. Da, nu vorbesc de... Toată lumea știe că în dreptul pădurii ai 2 grade sub... Sub medie. Trecem un pic, ce este măgura zanfirei? De când aștepți? Ce este sau ce gust are? Ce este măgura zanfirei? Da, întâi să vedem cine și ce este. Ce este măgura zanfirei? Bun. Măgura zanfirei este proiectul meu de suflet, să zic așa. Nu e hobby? Nu. Este un, a plecat de la un hobby și a devenit proiectul de suflet al meu. Măgura zanfirei este un business pornit acum un an de zile și vorbim aici de producere de băuturi spirtoase. Toată povestea a început în 2016, când eu tot căutam variante să integrez o parte din producția din fermă într-un produs finit. Din cereale, da. Din cereale. Și studiind o grămadă de variante ce erau atunci, ce poți să faci din cereale, de producție, da? Am ajuns la producția de whisky. Am studiat un pic piața și am spus că există producători de whisky în 2016. American. Bun. Mă rog, american. Aici scoțian, american. Scoțian. Aici e un pic de lucru. Da. Și de în 2016 am început să studiez. Te-ai informat și ai constatat că... Exact. Nu există producători de whisky, nu exista pe vremea aia în România. Am început studiul pe partea asta, am vizitat în afară distilerii, cel mai mult mă atrage partea asta tehnică inițial. Te-ai uitat cu ochii... Da, și după ajungem și la partea comercială, dar prima dată produsul trebuie să fie important. Și de aici a început să se învârtă roata și să încep să mă gândesc la proiectul de producere de whisky. Și în 2020 am ajuns să pun bazele micii, da, fabricuțe, da, distilerii, și căutam o denumire. Și iarăși problemă. Ce denumire? Brainstorming acasă cu cam toate nebunii, prietenii, exact, cu familia, cu specialiștii. Și până la urmă, luând monografia Comunei la Răsfoit, Călinești, așa, da? Călinești, da. Am găsit povestea zanfirei și a măgurii zanfirei. Și mi s-a părut foarte interesant. Practic, măgura zanfirei este un sit arheologic. În momentul ăsta există. Și denumirea este pusă de la... A fost descoperită în 1960 și poartă denumirea de măgura zanfirei pentru că în arhive s-a găsit că în 1870-1880, în perioada 1870-1880, da, prea, da, pe acolo, exact, da? Da, la baza mângurii exista un han păstorit de zanfiră.
Și de acolo... Măgura Zanfirii. Da, s-a pus denumirea de Măgura Zanfirii. Așa mă produci whisky, gin... Da, producem whisky, gin și rom. Și rom. Da. Și ce vrei să mai adăugi în viitor? O să orice se poate face. Da, da. O să adăugăm o vodcă în viitor, cu secară produsă la noi în fermă. Și sper să reușesc să fac un upgrade al distileriei, să pot să produc alcoolul ca bază a ginului făcut la noi în fermă. Interesant. Da, la gin mi s-a părut foarte interesant, acolo e vorba de arome. Și am văzut acolo, la ei, foarte multe sticluțe. Doar ai mirosit, nu? Foarte multe sticluțe. Stai puțin, te-ai mirosit? Întreagă. Tu răspunde la întrebare. Lasă că am mirosit, dar ia, ascultă un pic, până bei tu, un gin, că, la fel ca și cu mâncarea, știi, că așa, da, din magazin, da, da, și zici, da, te-am luat un gin care îmi place. Cineva testează diverse arome, diverse plante care le adaugă, testează ce există în zona aia și așa mai departe. Adică e o adevărată muncă care se face acolo în spate. Mie la gin mi se pare cel mai complicat, nu știu, e așa sau nu e așa? Sau este... e la whisky mai complicat? La whisky nu e foarte complicat, dar e de durat. Ai o perioadă minimă de maturare pentru a obține calitate. La partea de gin ai practic mixul de plante care trebuie să-l faci, da. Și dezvoltarea unei rețete, prima rețetă dezvoltată de mine a durat 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate, testări, testări, distilări, testări, ca să vedem... Cum se face testarea? Mai avem 3 minute și o să punem și întrebări. Eu am început deja. Cum se face testarea la un... Vrei să faci testare, nu? Păi nu, mă gândeam că așa cum sunt dăia de vin, altele... Cum ai vrea să faci testarea? Tot așa? La ca la vin, da. Deci îl iei, îl guști, îl pui pe limbă, îl pui, da, pe gât, îl stomac, să vezi... Exact, să... da. Da. Îți vine înapoi aroma... Da, trebuie să vezi care, ce arome ai în nas, în gust, în post-gust, în... Se transformă în momentul când îl bei? Uite, n-am stat de vorbă niciodată cu un degustător. Adică în momentul când ți-a ajuns în stomac și pomă vine înapoi, îți aduce alte arome decât cele care le-ai simțit inițial? Da, da, normal. Și trebuie foarte bine echilibrate aromele astea, pentru că fiecare plantă se poziționează într-un anumită... Am înțeles. Ce plante pui? Știu că te iau pe repede înainte zi. Câteva plante pe care le pui ca și arome la gin. Până la 15 plante avem. Da, nu sunt multe. Terminăm emisiunea, nu? Ziu, pe 15. Ok. Nu glumesc, nu? E ok, din punctul ăsta de vedere. Mihai, cu întrebări, cum vrei să... Păi, hai să mergem așa, în linie. În front? În front of? În front, da. Deci pe Mircea, da? Câte trebuie avem timp? Fiecare. Două repede pe un minut, tot. Pe ce vrei? Că așa și avem emisiunea. Păi nici nu știe, zice tot timpul că e emisiunea. Nu, emisiunea e scurtă. Două părți de 24, trec imediat. Gata. Te rog. Păi, Mircea, crezi că se va schimba legea asta prin care se va limita consumul de pesticide până în 2030 cu 5%? Nu știu dacă se va schimba, dar ar trebui, după părerea. Dar industria voastră încearcă să... Adică există la nivel de mari producători cumva o înțelegere? După părerea mea, producătorii globali de pesticide se concentrează mai puțin pe Europa. Ok. Din acest punct de vedere. Și aici era a doua mea întrebare. Te rog. Peste 10 ani, sau peste mai puțin ani, 7 ani, până când vine pragul acesta în Europa, ce crezi că va fi ca business al UPL principala categorie în 2030 în Europa, ca și produs? Biosoluțiile. Biosoluțiile. Și apropo de reducerea cantităților de pesticide cu 35%, soluții sunt. De exemplu, noi vom lansa în iulie, la evenimentul nostru din 27 iulie, un erbicid care are doză de utilizare 0,75 litri pe hectar versus 2 litri strămoșului, cum ar veni. Adică și doză mai redusă. Da, un produs care va face același lucru la o doză. Deci, o reducere de 70% aproximativ. R&D funcționează foarte bine la UPL. Funcționează foarte bine. Adică are finanțare, că asta era ideea. Serioasă. Este o companie foarte mare. Nu este o companie oarecare, și este foarte interesant. Cred că este cea mai tânără companie din industrie. Este înființată acum 53 de ani. Și pe locul 5 deja? La mai multe, la mai mare, cum s-ar spune. La mai mare, da. Da. Alex, pentru că te gândești așa la băuturile următoare, că te-ai gândit ca una dintre băuturi să poarte numele copiilor tăi?
Știu că noi acum am trei copii, știi, minori și băutură, dar... Momentan. Nu. Nu. Momentan încercăm să legăm toate denumirile de legendă. Și să... Povestea... Da. Să înglobăm să fie... produsele în povestea Zamfiri. Deci. Spuneai că ți-a plăcut foarte tare partea asta de IT și de ceea ce înseamnă de a gestiona. Ți-ai făcut vreodată vreun program de fermă, de exemplu, sau pentru, nu știu, automatizare, o chestie, ți l-ai scris singur? Am scris un program care l-am folosit până în 2013 și din 2013 am trecut la... Nu mai aveam timp, efectiv. Ai lăsat pe mâna lor care au timp, da, și specialiști. Da? Ok, da. Bravo, te felicit. Și din 2014 sunt colaborator cu peste, nu știu, cred că am peste 5 dezvoltatori care sunt colaboratori și testez produsele pe care le fac ei. Foarte bine și interesant. Păi cam asta a fost pentru mine. Eu trebuie să mă plec acum în partea asta, să vă trimit la picnic. Pentru dumneavoastră, domnul Mircea. Da, mulțumesc frumos. O să te uiți, dar o să te rog să-l pui acolo, că nu te mai vezi deloc dacă îl pui acolo. Gata, îl pun lângă, da, mine aici. Înăuntru găsești toate elementele pe care cineva care este la picnic și l-ar putea dori. Eu o să mă duc la Alex, mulțumesc, mai încolo să facem un picnic amândoi. El vine cu coșul cu testarea, da? Eu vin cu coșul cu brânzeturile. Da? A, frumos acolo ce, poți, așa? Și tu aduci cu, da, cadouri? Copzarul de la Măgura Zamfirei să cânte. Da, uite, fii atent, da, că deci, primim și noi acum. Mulțumindu-i colegei mele, Manuela, care este o fată extrem de talentată și dorind să îmbinăm și să facem legătură cu subiectul emisiunii, băuturile au fost achiziționate de la colegul de platou. Uh-huh. Și au fost decorate de colega mea cu... Păi să spune așa un pic una să vedem. Ia, da, da, uite. Are voie? Da, da, da. Asta, da, e, asta e pentru Alex. Asta e pentru lui. Alex, da. Alex, ai văzut? Ce ai primit tu? Se întoarce acasă și astea sunt pentru voi. Sunt... Da, te rog, domnule. E frumos. Da. Îi mulțumesc încă o dată Manuelei de la Cufărul tău. Avem verde, da? Noi avem cu verde, este, vezi? Și cu ghete și cu verde. Ia să punem noi aici și cu verde în ghete. Ia atent, este personalizată, doamne. Da, deci... Deci trebuie să ne dai contactul cu colegii, că... Da, este, cred că este undeva acolo. Îi mulțumesc în toate colegii mele, a fost minunat pentru că le-a făcut foarte repede. N-am știut cu ce să vin și am zis că se potrivește cu contextul, s-a documentat foarte repede. Mai surprins. Da. Să știi că m-ai surprins și cu toată povestea ta și cu toate. Nu mă așteptam să ai o poveste atât de frumoasă și de, cum să spun... E o poveste lungă. Nu, variată, cu de toate. Da, știi cum e cu ala? Șaorma cu de toate a fost la tine cu viața de toate, ta. Exact. Șaorma cu de toate, da. Mircea, mi-a făcut mare plăcere să te am aici. Alex, colegii mei oricum au fost la tine pe fermă, te știu, au venit la tine, au văzut despre fermă, despre tot. Noi și încercăm... vă știu cu dragul. Sigur că da. Și noi avem oricum colaborator comun. Claudiu, care se ocupă și de emisiune la noi și, și la tine, se ocupă, da, așa, da, și de noi mai mult, și la tine, și la mine, și la noi aici, la Grotev, așa că avem multe chestii. Închinând un pahar din aceste sticle frumoase și superbe pe care le avem aici, ce să vă spunem, dragilor, a trecut și această emisiune. Pa, pa. Știu, îmi face... Am depășit ce cu ea, nu? Da, Lucian face... Asta este plictisit la cameră. Nu te plictisiți, mă. Nu mă plictisiți, mă, la cameră. Ce să zic? Cât mai multe produse, Mihai, și la voi și la voi... Mircea, și la tine, și Alex. La noi, cu siguranță, vor la tine, fi Mihai, cât mai multe produse. Foarte mult. Urmează și la noi, cu la multe produse. Că de-abia îți dai și tu drumul. Dă o dată drumul numai, la... Numai, te rog eu frumos, lasă subiect. Nu-ți mai aduce, da, las. Deci până în august ne vedem la inaugurare, da, nu? Da, în august, da. Păi mi-ai promis de nu știu câte ori. Știu, dar nu se pline de mine, nu de statul meu. Mulțumim încă o dată. Să avem un an bun în continuare. Să vină ploaia. Să vină ploaia. Să vină ploaia. Pe sud. Pe sud. Mulțumim. Gata. Ciao. La revedere. La revedere. Cât de important e proiectul tău verde. Pentru producătorii fericiți există hectarul.ro, unde găsești mii de soluții pentru proiectele tale și multe oferte. Un hectar de soluții pentru casa, grădina și ferma ta.